Acordurilor continuă și în luna august proiectele speciale dedicate celor care îndrăgesc cartea, iar de data asta vor însoți ziarul 6 romane premium, scoase de 3 dintre cei mai influenți autori ai ultimilor ani, Marc Levy, Frederic Beigbeder și Pascal Bruckner. Cel din urmă semnează și primele două cărți ale seriei, Luni de fiere, care apare mâine, și Hoții de frumusețe, care va fi pe piață cu Gazeta pe 3 august. Lansarea edițiilor de chioșc ale celor două bestselleruri s-a dovedit a fi o ocazie minunată pentru Bruckner să revină în România. Am onoarea să-l am azi alături de mine pe cunoscutul romancier francez Pascal Bruckner. Bonjour et bienvenue. Bună ziua și bine ați venit! Dan, Luni de fiere, vous în Luni de fiere ați ales să abordați o temă delicată. Această idee nu era ea un pic ciudată? Da, tema Lunii de fiere este vorba de pasiunea destructivă. Este ideea că vrem ca toții să trăim o pasiune puternică, dar uităm că în pasiune nu există numai pasiune, dar și suferință. Și deci pasiunea devorează și care merge până la distrugerea și moartea amanților. Și acest lucru este povestit de Luni de fiere. Două persoane care se iubesc foarte mult nu pot să supraviețuiască fără unul fără celălalt și în consecință trebuie să ajungă la distrugerea totală a fiecăruia. În această carte ați spus mult din dumneavoastră. Am pus mult din mine, da. Pentru că am scris-o când eram tânăr, deci la o vârstă când suntem destul de intransigenți și întregi și este într-adevăr o parte autobiografică. De ce continuăm să ne căsătorim în ciuda numărului de divorțuri? Putem să spunem că jumătate din mariaje se termină în divorțuri, iar cealaltă jumătate durează. Deci ne căsătorim pentru că eu cred că mariajul are întotdeauna o valoare simbolică destul de puternică și chiar atunci când nu ne căsătorim, atunci când trăim concubinaj în uniune liberă, în fond, mariajul rămâne ideea cuplului, o aventură în doi și care se de-a lungul anilor. Când scrieți dumneavoastră? Scriu dimineața, după amiaza, aproape niciodată seara, pentru că seara sunt rezervat mai mult cu viața socială. Dar din momentul în care începem să ne facem această muncă, această slujbă, nu este episodic. În fiecare zi trebuie să te așezi la masă și este o meserie. Eu scriu ca un funcționar, muncesc în fiecare zi și este destul de surprinzător. Și este singura modalitate de a reuși de a scrie o carte. Este efectiv, trebuie să muncești mai mult decât ceilalți. Aveți nevoie de anumite lucruri pentru a scrie? Da, am nevoie de am un ritual, am nevoie să fiu la mine acasă, să ascult muzică, să fiu singur. Am nevoie de ordine în jurul meu și în acest mod reușesc să produc paginile în fiecare zi. La cine vă gândiți? La ce vă gândiți în clipa când scrieți? Nu mă gândesc la nimic, la nimeni. Eu scriu fraze. Eu cred că scriitorul e cineva care scrie fraze și care încearcă să-și ajusteze frazele cât mai bine posibil. Și nu ne gândim la nimeni. Ce livre tre proche de votre vie? Care carte este cea mai aproape de cea mai apropiată de dumneavoastră? A mea, cel de lângă mine, Le Prochain, pentru că dacă aș următoarea carte este cea care e cea mai aproape de mine, pentru că am nevoie de acest lucru. Tema oricărui artist, atunci când a ajuns la o anumită vârstă, este de a se repeta. Și, în consecință, trebuie să ștergem cărțile de dinainte pentru a încerca să scriem următorul. Întotdeauna următoarea carte este cea mai importantă. Viața noastră cotidiană este o sursă de inspirație? Da, câteodată. Și o sursă de repetiție, dar câteodată auzim o conversație în stradă, așezităm la o scenă, care permite să avanseze o carte, să deblocheze ceva. Și deci eu, mie îmi place să mă plimb foarte mult prin Paris și în consecință, în timp ce mă plimb, îmi vin ideile și văd lucrurile care mă inspiră. Care este
avoir laissé au lecteur roman? Ce impresie vreți să lăsați lectorului, cititorului român? Mai multe impresii diferite, dar poate cred că vrem întotdeauna să uimim, să-l surprindem pe cititor. Vrem să-i plăcem și am vrea în mod ideal. Cred că orice autor visează să schimbe pe cel sau pe cea care îi citește cartea. Adică cititorul sau cititoarea să nu fie aceeași, același după ce se termină cartea, la finalul cărții. Bineînțeles, e un vis megalomaniac. Ce sfat ar da tinerilor scriitori români? Primul sfat ar fi să muncească unul lângă celălalt. Nu încercați să scrieți și să trăiți mai din scris. Al doilea sfat, să credeți în stea noastră. Iar al treilea lucru, să nu vă descurcați așa niciodată. Mie mi-a luat 5 ani și pentru prima carte. Și dacă cartea vă este refuzată, să nu disperați. Și într-o zi cartea noastră va fi probabil găsită de un editor. Care sunt următoarele noastre proiecte? Următorul meu proiect este, am un proiect de roman și am un eseu filozofic care va ieși în luna octombrie în Paris și am un proiect de roman pentru anul viitor, unde nu voi mai vorbi nici de amor, nici de dragoste, nici de sex, pentru că am vorbit deja destul de mult despre acest lucru. Va fi un roman polițist. Et écraser les dossiers les plus vă place politica? Cum vă explicați că afacerea Strauss-Kahn a devenit mai importantă decât afacerile în Siria? De exemplu, afacerea Strauss-Kahn este o tragedie globală, pentru că un om care putea să fie cel mai puternic om din lume cade, merge la închisoare pentru o obscură afacere de hărțuire sexuală, care pentru moment nici măcar nu este dovedită, și este deci într-adevăr căderea unui puternic, forța tentației, pentru că aparent nu a rezistat apelului tinerei femei, care e destul de frumoasă. Deci este o combinație acestor două lucruri, căderea unui om cu putere și tentația unei tinere femei, care cred că deja acest lucru începe să fie obositor. Este o afacere care durează deja 4 luni, care o afacere care nu se mai termină. În orice caz, Dominique Strauss-Kahn este o tragedie, pentru că apare nu se simte vinovat. Deci putem deduce că nu a comis, cel puțin la prima vedere, o crimă sexuală, așa cum acuză justiția americană. Și știm că americanii sunt toți puritani bolnavi în ceea ce privește sexul. Mulțumesc mult! O zi bună! Doamnelor, domnilor!